Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași și în această seară vreau să vă prezint whisky-ul Dimple în vârstă de 15 ani. În această filmare am să vă spun foarte pe scurt câteva cuvinte despre marca Dimple. Am să vă prezint impresiile mele la degustarea acestui whisky și vă voi furniza câteva informații despre câteva dintre etichetele Dimple, atât curente cât și cele din istoria recentă. Dimple este un whisky blended scotch, așadar amestecă whisky-uri malt, whisky-uri grain. Eticheta Dimple aparține mărcii Haig, una dintre cele mai vechi mărci de whisky, cu rădăcini de pe la 1600, actualmente fiind parte a concernului multinațional Diageo. Eticheta Dimple, whisky-ul Dimple, este al patrulea cel mai bine vândut whisky blended, whisky în general, căci whisky-urile blend sunt cele mai bine vândute. Vă spuneam al patrulea, la nivel global, după Johnnie Walker, Ballantine's și Chivas Regal. Remarcați, sau ați remarcat forma specifică despre care am povestit și cu ocazia unei filmări precedente la un whisky Dimple de 12 ani din anii 80. Această formă specifică a apărut pe la 1890, dar a fost brevetată cu ajutorul unui avocat specializat pe nume Julius Lansford în 1958. Tot Julius Lansford este cel care s-a ocupat de brevetarea pentru compania Coca-Cola a sticlei cu formă specifică. Aceste două sticle sunt primele două brevete de marcă pentru sticle din Statele Unite și din întreaga lume. Whisky-ul Dimple de față, îmbuteliat la 40%, maturat în butoaie ex-bourbon, este folosit colorantul artificial și este folosit procedeul filtrării la rece. Din câte am găsit, în componența whisky-urilor Dimple, ca marcă superioară în cadrul etichetelor Haig, sunt folosite whisky-uri single malt de la distileriile Glenkinchie și Linkwood, iar whisky grain de la distileria Cameron Bridge, care funcționează acum pe locul fostei distilerii Haig din vechime. Prețul în România unei sticle Dimple este de circa 180-200 de lei, însă dacă o să căutați Dimple 15 pe diferite motoare de căutare de prețuri, o să vedeți o plajă destul de largă a prețurilor, cu variații foarte mari. Asta pentru că există și sticle de 700 de mililitri, cum este această de față, dar și sticle la 1 litru. Să vedem ce ne spune Dimple 12 ani. Celebrul picurător, care este, spuneam într-o filmare anterioară, un element în plus care certifică autenticitatea, a nu se înțelege așa cum au criticat unii că dacă nu are picurător, este automat fals. Nu, nici pe departe. Având picurător, știm că e o dovadă în plus că e original, dar dacă nu are picurător, orice whisky în general, asta nu înseamnă că este automat fals. Culoare închisă, auriu închisă spre maroniu, dar coloratul artificial își spune cuvântul. Să vedem la miros. Mirosul începe foarte fain, floral. Dă o notă de complex, dulceag, cu cereale, cu flori, cu fructe în primul rând, atât fructe proaspete de livadă, dulce, vă spuneam, cu caramel și vanilie și parcă și note, pe final, note citrice, ușor mai astringente. Și o discretă notă de fum. La gust,
deși doar 40%, gustul mi se pare destul de uleios, dulceag, nota de lemn aici este cea care este pregnantă, se transformă într-o notă mai amăruie, de nuci. Fructele iarăși prezente și la gust. De asemenea, se simte și un gust ușor de turbă, un pic amărui. Fructe, mere, pere și cereale. Finish-ul, din păcate, nu-i foarte lung, e destul de scurt. E finuț, e delicat. Ce rămâne pe final? Condimentele. Astea sunt cele care se mențin. Atât condimente de lemn, dar și poate un pic mai picante. Destul de dulce și finish-ul. Și pe finish rămâne această, e prezentă, această notă de fum delicat. Muschi interesant. O să îl mai lăsăm câteva minute, îi vom acorda o nouă degustare, fiind doar 40% pentru sedimentarea impresiilor. Și în această pauză să vă spun mai multe despre alte etichete Dimple. În portofoliu curent nu sunt foarte multe. Este eticheta fără indicație de vârstă, numită Golden Selection, îmbuteliată la 40%, și această etichetă de 15 ani. Ce e interesant, și vă spuneam că există și sticle de 700 și sticle de 1 litru, cele de 700 sunt îmbuteliate la 40%, cele de 1 litru sunt îmbuteliate la 43%. Evident, există și cele de 750 de mililitri, tot de 43% pentru Statele Unite. Dar în România există aceste două variante, 700 de mililitri la 40% și 1 litru la 43%. Și acum se explică mai clar diferențele foarte mari la care poate fi găsit acest whisky Dimple de 15 ani la diferite magazine online. În Statele Unite, Dimple a fost cunoscut foarte mult timp cu numele de Pinch. Celebra a fost eticheta de 12 ani, îmbuteliată la 40%, care a apărut în anii 60, 70 și până la finalul anilor 80, la care am făcut și eu un review, la care am să las linkul în descrierea acestui whisky. Cea mai în vârstă etichetă a mărcii Dimple este cea de 21 de ani, numită Royal Sovereign, care a fost creată pentru a comemora anul 1603, când, după decesul reginei Elisabeta I a Angliei, pentru că nu era căsătorită și nu avea copii, coroana Angliei a trecut următorului în linie, moștenitor disponibil, care a fost vărul ei, James al VI-lea, regele Scoției. Astfel încât Anglia și Scoția au împărțit atunci același monarh, ceea ce a fost cunoscut ca Uniunea Coroanelor. La a doua degustare, la miros, mirosul dulceag e cel care se simte foarte clar, cu vanilie, cu caramel. De asemenea, vă spuneam, fructe proaspete, fructe de livadă, dar și o notă citrică parcă. Și condimente. La gust se simte ușor o notă amăruie de lemn, o nuanță ușor afumată, dar gustul majoritar este și acum dulce și, din păcate, și la a doua degustare, finish-ul este cel mult mediu, scurt spre mediu, cu lemn în prim plan, cu nota de dulce și cu condimente.
condimente atât mai molcome, cum ar fi scorțișoara sau nucșoare. Dar și o notă mai piperată pe final. Punând în grafic, dimple 12 ani 40%, florile și fructele 1 punct și jumătate din 3, condimentele 2 puncte din 3, nota de dulce 1 punct și jumătate din 3, lemnul și cerealele 2 puncte din 3, fumul ușor prezent, o jumătate de punct, iar finish-ul, din păcate, un finish scurt spre mediu. Nu e un whisky rău, e un whisky plăcut, însă sunt aproape convins că varianta la 43% ar fi avut o profuzime mai mare și o complexitate mai bună a gusturilor și aromelor. Nu pot să spun că e un whisky apos, se simte nuanța cremoasă, ușoară, dar i-ar fi stat mai bine la 43%. Sper că voi avea în curând ocazia să-l degust și să vi-l prezint. Dacă filmările vi se par interesante, vă invit să apăsați pe like și pe subscribe. De la Iași, de la Club Whisky Iași, Ovidiu, cu drag, slainte!